V-am invitat aici în curtea televiziunii și am improvizat un mic loc de filmare, deoarece vreau să fac două invitații. Prima este adresată direct telespectatorilor care vor să vadă teatru în curtea televiziunii, pentru că aici se joacă de adevăratele. Și a doua invitație este să ne urmărească, sau mai bine zis să vă urmărească pe dumneavoastră, povestind despre o nouă curte. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Există un proiect pe care l-am promis data trecută, în cadrul emisiunii, lângă mare. Este un estuar care duce chiar către mare cu o zonă de lac. Intrarea în acest proiect se poate face atât maritim cât și terestru. Este pe o dimensiune de 3500 de metri pătrați, cu ieșire către acest estuar de vreo 60 de metri. 20 de familii s-au hotărât să-și facă această zonă de recreere, în care se pot duce de două ori pe an să stea cu familia și chiar cu prietenii. Există posibilitatea. Ea este împărțită în mai multe zone. Sunt 7 sau 8 zone care vor fi explicate în această emisiune. Intrarea cea care se face terestră este printr-o stradă făcută special de acești cumpărători, pe o intrare principală zidită într-un mod mai special, cu intrare forjată, dar numai pe partea de intrare. În restul perimetral este cu un gard viu din ligustrum, foarte des, aproximativ 10-12 fire pe metru liniar, pentru a putea fi tuns și crescut într-o dimensiune de 1,20-1,30 m. Deci un gard viu. Un gard viu. La intrare am dorit, pentru a face pavimentul mai puțin vizibil, să facem o parcare ecologică cu stabilitate de drenaj și cu plastic fagure, cu gazon deasupra, ca să fie totul verde. Un gazon mai special. Ținând cont că suntem la mare, am ales un gazon care este mixat din aruniacea, rubra aruniacea, care are în componență cam 60% din cantitatea toată și există poapratensii și lolium. De ce v-am spus câteva gătete tehnice? Pentru că trebuie să reziste la călcare cu mașina, la mers și la soare. La soare. La soare. Din intrarea principală, normal că și pe partea stângă și pe partea dreaptă, s-a încercat trecerea printr-o terasare, așa fiind terenul în zona respectivă, dar nu prea mare, de 80-90 de centimetri, cu ziduri din piatră și marmură, dar am încercat să punem la capete și câțiva palmieri care pot fi mutați în incintă, să dea un pic zonei un aer mediteranean. Către intrare, pe partea stângă, ajungem la locația casa și în partea stângă am încercat să-i dăm o zonă prima de recreere unde se poate ciorti o revistă, un ziar, cu două alveole mai bine dimensionate și chiar cu plante foarte, foarte aglomerate. Compuse dintr-o bancă, o pergolă albă ca să dea un pic de luminozitate în zona respectivă. Plantele sunt de o dimensiune mai mică, Juniperus communis, lavandulă, am găsit și eu zone de plante perene, dar și o mică cascadă care să stea, să susure în momentul în care cineva citește acolo la fața locului. Se aud și valurile, normal, dar e mai bine să auzim de la cascadă. Trecem în partea de lângă această zonă primă de recreere, într-o zonă a copiilor, unde avem acele jocuri care trebuie să existe într-o zonă, având posibilitatea ca să mai ne lipsim un pic, să avem vacanțe și copiii să-și vadă de ale lor. Lângă, printr-o trecere peste o alee către mare, către scoare acesta, există o zonă de plajă. Așa am intitulat-o, zona de plajă, unde este compozită din 30-40 de plante, șezlonguri respective. Acolo mai există, prin folosirea acestor terenuri de valonare, de ridicături, am încercat să punem și să ascundem câteva plante, să crească de undeva, să se vadă din casă ca fiind chiar din lăuntul terenului. Frontal există această alee care duce la ponton. Este a doua zonă de relaxare unde se poate face baie, unde se poate veni a doua cale maritimă. Poate să vină cu șalupa,
cu scutere, cu bărcuță, cu orice poate, dar sunt și ceilalți care doresc să vină de pe mare. Există posibilitatea de pescuit, există și ponton, s-a lăsat locația către zona de apă cu papură, cu stuf, cu tot ce există, cu nuferi chiar. Și este o zonă de promenadă, în care seara, bineînțeles, datorită iluminatului care a fost făcut specific, se poate sta până seara târziu. Acum, normal că acești familiști vor dori să se și distreze în zona respectivă. Și am creat o zonă de sport, unde fiecare poate să facă un sport care i-a plăcut din copilărie. Avem zonă de tenis, zonă de volei, zonă de biliard sau snooker, zonă de tenis de masă, unde toată lumea poate să participe. Că probabil vor veni mai multe familii cu prieteni. Tot în zona respectivă se află și acest minunat foișor, unde putem să creăm o masă festivă, atât pusă în interior, cât și în exteriorul zonei respective. Toate zonele sunt legate cu alei, unele sunt pavimentate, altele sunt cu piatră și unele sunt cu piatră încastrată în gazon, a putea să dăm o zonă mai liberă, de călcat cu piciorul. Vreau să știu unde se dansează. Se dansează oriunde, pentru că există atât gazon, gazonul care a fost numai însămânțat, nu a fost nimic arulou pus, nu se pune, deoarece se dorește foarte mult să se țină răcoare. Ținând cont că avem foarte multe zone de gazon, am folosit 24 de zone de udare, de aspersie, microaspersie și picurare, ca toate plantele să fie vii în toată perioada anului, toți vin pe rând și atunci normal că ar fi fiecare să găsească ceva. Și aici, în proiectul de la mare, v-ați gândit să faceți cumva, să aranjați într-un anumit fel lumina? Lumile au fost puse pentru fiecare zonă în parte, unele pentru a amenaja trecerile respective pentru noapte, altele pentru plantele care sunt mai viguroase, adică pentru arbori, care sunt perimetrali și să dea o culoare noaptea, și altele pentru plantele zonale, care au fost amenajate ca zone de recreere, unde luminile sunt mai puțin stringente și capătă o coloristică datorită plantelor care sunt puse în zona respectivă. Bun, lumea merge la mare, dar merge și la munte. Mai facem un proiect de casă la munte? Da, este chiar în lucru ceva. S-ar putea să fie chiar o surpriză. Este un nou model de proiect pe care vreau să-l implementez în România, datorită tuturor persoanelor care doresc să-și creeze cu bani puțin o casă la munte cu o grădină foarte bine pusă la punct. Mulțumesc frumos, pe data viitoare! Sărbătorim și eu vă mulțumesc, la revedere!